Percheziții de amploare la Buzău, o captură impresionantă de 15 milioane de țigări ilegale au fost confiscate de polițiști. Procurorii DIICOT au condus 15 suspecți la audieri. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă angrei de închisoare. Mai mulți contrabandiști care sperau să facă bani frumoși din vânzarea de țigări aduse din Republica Moldova au intrat în vizorul oamenilor legii. Polițiștii și procurorii DIICOT au descins la Buzău pentru a depista rețeaua de contrabandiști. În urma verificărilor la locuințele celor vizați, dar și în alte locuri, polițiștii au descoperit și confiscat peste 15 milioane de țigarete. Totodată au fost găsite sume de bani de peste 130.000 de euro. În total, 15 persoane au fost duse la audieri și riscă ani grei de închisoare dacă vor fi găsite vinovate.